Boris Johnson a fost ales în funcția de președinte al Partidului Conservator și premier al Marii Britanii, potrivit Parlamentului de la Londra. Johnson a obținut peste 92.000 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Jeremy Hunt, a obținut aproape 47.000 de voturi în cadrul scrutinului la care au participat membri ai Partidului Conservator aflat la guvernare în Marea Britanie. Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. La 55 de ani, Boris Johnson are un trecut plin de gafe, remarcându-se prin ieșirile sale mai puțin protocolare în spațiul public. Chiar și așa, în 2008, Johnson, care a deținut cetățenia americană până acum 3 ani, a câștigat funcția de primar al Londrei, reușind să se mențină acolo timp de 8 ani. Noul lider al conservatorilor și deja prim-ministrul al Regatului Unit va prelua portofoliul mâine în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Buckingham, Palatul Reginei Elisabeta a II-a, după ce Theresa May, acum aproape 2 luni, a anunțat că pleacă din această funcție, invocând lipsa unui acord pe tema Brexitului cu Uniunea Europeană.